Sala de festivități a Colegiului Liviu Repreanu a fost plină de veselie, dans și multe măști. Elevii școlii primare din cadrul secției germane au organizat a treia ediție a Carnavalului Sașilor. Potrivit unei tradiții păstrate în Germania, Austria și în alte țări occidentale, cu acest prilej fiecare poartă câte o mască. Într-o atmosferă agreabilă, antrenantă, copiii au interpretat cântece în limba germană, mai vechi sau mai noi, au prezentat jocuri cu măști și o mică tombolă de care s-au bucurat toți. Și în diferite personaje pentru a spăimânta iarna și a alunga-o din țară. Clasele care participă la carnaval sunt clasele a 1-a, a 2-a, a 3-a și a 4-a de la secția germană. Din liceul nostru? Din liceul nostru. Numai din liceul nostru. Și da. Ce vreți să prezenta? La început va fi parada măștilor, fiecare copil își va prezenta masca, după care vom face câteva jocuri, dansuri, cu copii vor mânca prăjitură și vor bea suc. Și după aceea vor primi o tombolă, se trage cu un bilețel, fiecare va câștiga câte o tombolă. Chiar dacă comunitatea de Saș este destul de mică, cei rămași duc mai departe portul și tradiția. De ce ne-am adunat noi aici, știți voi? De ce facem noi carnaval? Facem carnaval ca să alungăm iarna. Și de ce v-ați mascat așa de așa frumos. De ce v-ați mascat? Să speriem iarna. Dar tu ce ești de fapt? Tu ce te-ai îmbrăcat? Într-o prințesă. Dar tu în ce te-ai îmbrăcat? În Iasmin. În Iasmin. Dar tu în ce te-ai îmbrăcat? Să